Lumea sportului spune adio celei mai mari jucătoare de tenis din toate timpurile. Serena Williams a anunțat într-un interviu emoționant pentru Vogue că se retrage după turneul de la US Open. Cu o carieră fabuloasă, inegalabilă, Serena Williams lasă în urmă o moștenire impresionantă. Despre aceasta vorbesc chiar acum cu Sebastian Ujică, editor Aleph News. Bine te-am găsit, Uji. Ce a spus Serena Williams în interviul pentru Vogue? Bună, Ramona! Serena și-a dezvăluit decizia într-un mod inedit. Ea a povestit direct cititorilor ceea ce simte și felul în care a realizat că aceasta este decizia corectă, cea de a se retrage. Pentru că nu a fost o decizie pe care să o ia cu ușurință. Serena povestește de faptul că încă simte dorința de a fi competitivă, de a lupta pentru trofee, de a se lua la trântă cu orice adversară din circuit, așa cum a făcut până la urmă în toată cariera ei fabuloasă, începută în 1995. Însă, în același timp, tenisul nu mai este o prioritate, ci familia. Să nu uităm că Serena a câștigat Australian Open în 2017, în timp ce era însărcinată în 2 luni. În septembrie apoi, în acel an, s-a născut Olimpia și aceasta a devenit centrul universului ei. Iar acum Olimpia îi spune Serenei, mai mult sau mai puțin subtil, că își dorește o surioară. Iar Serena chiar vrea să-i facă pe plac. Dar care este moștenirea lăsată în urmă de Serena? La mâna fără doar și poate, Serena Williams este cea mai mare jucătoare din istoria tenisului și unul dintre cei mai mari sportivi din toate timpurile. Le-a făcut pe toate. Ea la 14 ani deja era gata să devină jucătoare profesionistă, însă nu a fost lăsată de WTA. A reușit până la urmă în acel an, în 1995, să joace pentru prima dată în calificările unui turneu. La 18 ani apoi a câștigat primul turneu de Grand Slam la New York. Au urmat alte 22, inclusiv cel de care vorbeam mai devreme la Australian Open în 2017, iar acela rămâne ultimul ei turneu major câștigat. Ultima mare finală însă a fost chiar împotriva Simonei Halep la Wimbledon în 2019. Apoi la US Open 2020 a ajuns în semifinale și a devenit prima jucătoare din istorie care ajunge în penultimul loc la un Grand Slam în 4 decenii diferite, în anii 90, 2000, 2010 și 2020. Și astfel putem spune că și-a îndeplinit scopul, pentru că Serena a vrut mereu să fie mai mult decât o jucătoare de tenis. Hai să ascultăm chiar pe ea spunând care a fost până la urmă țelul ei. I want to be remembered as someone in tennis. I don't want to do a sport and be good and just be number one and that's it. I want to do something that I can remember as. I want people to remember me as a girl who change tennis or just was able to bring something new to the game. I want to be remembered.